revin cu un update. Ce ziceam eu despre hotel sau ce era cel mai important despre hotel? Am uitat să spun. Cel mai important lucru despre hotelul nostru este că este un hotel exclusiv numai pentru adulți. Aici nu o să găsești niciun copil. De asta ziceam că ne place. Doamne ferește, nu am nimic cu copii. Eu chiar iubesc copiii. Avem nepoți, am copii, am rude cu nepoți, am rude cu copii. Nu am nicio treabă. Numai că acum în concediu chiar ne dorim să avem un pic de liniște și exact asta am căutat. Un hotel exclusiv pentru adulți. Only adults, le spune. E situat în regiunea Antalya, pe lângă orașul Analia. Orășelul se numește Afsalar și hotelul se numește Selene Beach Spa Hotel. Asta e vederea de la mine, de la, cum îi zice, de sus din cameră. Avem, cum am zis, cameră cu sea view. Am dat 7700 de lei pentru 8 zile, 7 nopți, 2 persoane, super all inclusiv, transport avion inclus cu cei de la Tarum, cu bagaj de cală 20 de kg și încă un bagaj de mână de 8 kg. De dedesubtul meu mai se găsește, se mai găsește niște camere un pic mai exclusiviste, sunt vreo 7 sau 5 sau 7 camere unde sunt, au cum îi zice, au piscina lor proprie. Asta e zona de șezlonguri ale noastre, al hotelului, hotelul fiind acolo în spate undeva. Aici sunt salvamarii și asta este plaja noastră și apa noastră. Prima dată când am intrat cu bicioarele am zis că e rece, dar e caldă. E mult până te obișnuiești cu ea. Palmierii frumos. E, nisipul e fin, sunt un pic de pietre, adică îi alternează nisipul cu pietrele. E domnul care ne ajută să fie apa curată. Vremea e superbă, doamna Samson, ia spuneți cum este. Super! Vă simțiți bine la Antalya? E cald? Mâncarea vă place? Multă? Băutura? Băuturile? Băutura mai merge, mâncare e bună, ok, ne vedem în apă! Pa, pa!
Ce? Astăzi suntem într-o nouă zi, adică a treia zi de concediu, de sejur în Antalya, în Turcia. Ieri n-am mai închis niciun vlog, că a fost un party pe seară, pe la ora 21, a fost înainte de ora 21, cam pe la 21, cred că cam atât am ieșit și noi un pic prin oraș. Am făcut niște mici cumpărături, apoi am ajuns la hotel. Mă uitam ca să zic cineva în apă, a făcut un plonjon, o bombă, și nu toate că n-ai voie, în sfârșit. A fost un mic party. Am băut câteva șaturi, câteva cocktailuri și n-am mai închis vlogul, n-am mai vorbit, ne-am simțit prea bine. Ne-am distrat, a fost frumos, am cântat, am dansat, lumea s-a aruncat și în piscină seară, a fost super mișto. Astăzi ne-am început ziua la fel ca ieri, dimineața, ne-am ocupat șezlungurile undeva aici la mai la margine, lângă bananieri și palmieri. Noi nu ne place să stăm lângă piscină, piscina e mai acolo, mai în față, acolo sunt pe alții care le place să stea la soare, nouă ne place să stăm la umbră. Și așteptăm să deschide patiseria să ne luăm câte o cafeluță, am băut câte un ceai din aia turcesc. De fapt, soția bea o cafeluță, care e o cafeluță din aia bună de la Espresso, aparat de la frumos. Eu mă duc să-mi iau un cocktail, începem ziua cu un cocktail, să vedem ce cocktail îl luăm astăzi. Și o mai vedea ce mai face. Astăzi mi-am propus ca după ce fac o baie aici la piscină, să fac și o baie în mare. Mi-am luat ochelari, ieri mi-am cumpărat niște ochelari de astea de snorkeling. Și vreau să testez și camera. Mi-am luat o cameră, un cameră de acțiune, un fake GoPro. Și astăzi vreau să pun la treabă să vedem ce rezultate dă. Ori intră apă, ori nu intră apă. Ori se vede, ori nu se vede. Și vedem, după acest clip, o să vedem primele imagini subacvatice din Marea Mediterană. Așa că ne revedem mai târziu de sub apă. Vă pup, pa, pa!
Thank you.